Șapte craioveni, dornici de aventură pe patru roți, au pornit aseară într-o călătorie de 10.000 de kilometri dus-întors de la Craiova până în orașul norvegian Narvik cu două mașini Ford EcoSport produse la Craiova, echipate cu motoare EcoSport fabricate tot în bănie. Pentru cei șapte temerari, cele 14 zile de călătorie vor fi un adevărat test de anduranță, în timpul căruia își vor testa toate limitele. Noul Ford EcoSport o să fie prima mașină cu ADN oltenesc care o să parcurgă cea mai frumoasă șosea numită Drumul Atlanticului, supranumită și construcția secolului. Aventura a pornit chiar de ziua tricolorului, iar acest lucru nu a fost deloc întâmplător. Mașinile cu care au pornit la drum sunt inscripționate cu drapelul României și vor promova țara noastră în toate locurile pe unde vor ajunge. Astăzi este o mare zi, în primul rând este ziua tricolorului românesc și cu mândrie în acest an al centenarului, de aici, de la Craiova, din fața fabricii unde se produc aceste frumoase mașini, o să plecăm cu Ford EcoSport până la Cercul Polar de Nord, în Norvegia, ca să îi facem un test de anduranță și să promovăm aceste valori oltenești alături de partenerul nostru principal, Ford, și cu mândrie faptul că se face încă o dată aici, la Craiova. Cam ce distanță veți parcurge în această expediție? Este un test de 10.000 de kilometri, 5.000 dus, 5.000 întors, în 14 zile, căci trebuie să ne limităm și la timp, un echipaj de 7 persoane. Avem experiența necesară din anii precedenți, dar considerăm că această deplasare va fi pentru noi, repet, cea mai lungă, cea mai frumoasă, pentru că trebuie să ne mândrim cu aceste mașini făcute la Craiova. Membrii echipajului nu sunt străini de astfel de expediții, dar se așteaptă ca aceasta să fie cea mai specială de până acum. Efortul pe care îl vor depune va fi răsplătit, spun ei, de peisajele și locurile speciale pe care vor avea ocazia să le vadă. Am mai fost în expediții împreună cu tot echipajul prezent astăzi. Este chiar o provocare, kilometri mulți. Cred că vor fi peisaje nemai întâlnite, probabil de foarte multă lume. De-abia așteptăm. Suntem toți nerăbdători să ajungem și să ne și întoarcem cu bine, să zic. Câți kilometri v-ați propus să parcurgeți pe zi? Probabil ca o medie așa or să fie în jur de 1000 de kilometri, să mai rămână și un pic de timp de vizitat. Președintele Ford România, Ian Pearson, a ținut să ureze drum bun echipajului format din cei șapte craioveni. Suntem foarte mândri că în această expediție sunt folosite două mașini Ford EcoSport produse în fabrica de la Craiova și chiar mai mult de atât. Aceste mașini sunt echipate cu două motoare EcoSport produse tot aici, în fabrică. Cred că va fi o expediție extraordinară. Sunt mândru de echipa care va conduce aceste vehicule și sunt sigur că expediția va fi un succes.